votul de duminică 9 iunie nu a adus modificări prea mari la nivelul conducerii Consiliului Județean Hunedoara. Laurențiu Nistor și-a adjudecat încă un mandat de președinte al județului cu un procent de peste 47% din voturile hunedorenilor, rezultat chiar mai bun decât cel din 2020, când a fost preferatul a 43% dintre hunedoreni. Surpriza scrutinului de duminică nu a constituit-o candidatul PNL, Călin Marian, cu aproape 25,5% din voturi, ci candidatul AUR, Marius Mane, preferat de 17,4% dintre hunedorenii prezenți la urne. Viitorul Consiliul Județean va fi tricolor. În baza voturilor obținute vor face parte din Consiliul Județean 16 aleși de la PSD, 10 de la PNL și 6 de la AUR, care a obținut susținerea a 30.000 de hunedoreni. Alianța Dreapta Unită nu a reușit să facă pragul electoral de 8% și nici candidații celorlalte partide nu au trecut pragul de 5%, prin urmare nu au intrat în calcul, chiar dacă s-au luptat pentru un scor cât mai bun. La nivelul Consiliului, PSD este majoritar pentru că la votul celor 16 consilieri se adaugă și votul președintelui Laurențiu Nistor, PSD obținând din start o majoritate simplă. Dar situația se poate modifica după definitivarea tuturor calculelor matematice.